Suntem în insula Hivaoa, arhipelagul insulelor Marchize. Este prima insulă unde ne-am oprit după ce am traversat Oceanul Pacific. Vom face o vizită în oraș. Orașul se află în spatele meu pe un deal. Vom merge câțiva kilometri pe jos. Sper să ne facă bine mișcarea. Și avem două obiective foarte importante de vizitat, situate în același loc de altfel. Este vorba de cimitirul din Atuna, unde sunt înmormântați Paul Gauguin și Jacques Brel. Până în Atuna avem de parcurs 4 km pe jos. Este o plimbare extraordinar de plăcută pentru că este atâta vegetație în jur, vremea văd că este bună, cântă păsările, este nemaipomenit. Iar noi care am stat pe barcă timp de 30 de zile, acum cred că ar fi chiar binevenit să facem ceva mai mult efort. Jacques Brel a sosit în insulele Marchize în 1975. A venit aici cu iahtul său de 18 metri, Ascoy 2. Și era însoțit de o prietenă a lui, Matt Lee, care era dansatoare și era de origine din Guadeloupe. A văzut cât este de frumos acest loc, s-a îndrăgostit de insula Hivaoa și a vândut iahtul unor americani. Și s-au stabilit aici. El a deschis un cinematograf în aer liber, iar Madly dădea lecții de dans copiilor din Hivaoa. Din păcate, după 3 ani, în 1978, a murit de cancer pulmonar. Mormântul lui este aici, sunt foarte mulți care vin aici și aduc un omagiu acestui cântăreț belgian care a fost extrem de apreciat. Un alt artist care și-a găsit sfârșitul în această insulă, în Hivaoa, este pictorul Paul Gauguin. El este înmormântat de altfel în același cimitir împreună cu Jacques Brel. Paul Gauguin a venit în Hivaoa în 1901. Din păcate, el era deja bolnav de sifilis și cu toate că o polineziană foarte frumoasă de 14 ani i-a ținut companie în ultimul an de viață. El s-a stins la doar 55 de ani. Este înmormântat aici, vedeți un mormânt foarte simplu și toată lumea vine aici în Hivaoa ca să îi aducă și lui un omagiu.